Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit, așa cum v-am promis aseară. Astăzi voi pune sub lupă un subiect foarte interesant și de actualitate. Din anul 1995, întreaga planetă sărbătorește ziua de 15 mai. Știți de ce? Știți ce zi este astăzi? Ziua Internațională a Familiei. Și scopul acestei sărbători este de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei. Zi de zi suntem într-o alergare continuă pentru câștigarea banilor, cu munca, cu școala, cu diverse lucruri și de cele mai multe ori seara când ajungem acasă suntem obosiți și îi neglijăm pe cei de lângă noi, pe cei din familie. Astăzi este un moment deosebit și ar fi bine să vă luați puțin timp, să petreceți alături de familia dumneavoastră și să vă bucurați împreună. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susținută de altfel și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și ziua familiei române. Știm toți că în familie ne naștem și în familie petrecem cei mai mulți ani. Nu degeaba se spune despre cei 7 ani de acasă. Familia este nucleul cel mai important pentru societate. Acolo ne formăm caracterul, acolo ne formăm noi ca indivizi. Și în această seară aș dori ca subiectul principal să fie familia, relația de cuplu. Familiile sunt diferite. Știm că sunt familii în care totul se petrece cu zâmbetul pe buze, este foarte multă energie și iubirea efectiv dă pe afară, dar în același timp sunt și familii în care lucrurile nu stau atât de bine. Sunt relații pe care psihologii, psihoterapeuții le numesc relații toxice. Despre partea frumoasă, ce putem să spunem? Bravo, felicitări celor care au o familie în care totul este frumos. Dar despre partea negativă, despre relațiile toxice, nu prea se discută și de cele mai multe ori oamenii nu își dau seama că se află într-o relație toxică. Așadar, în această seară, alături de invitații mei, vom vorbi despre familie, așa cum v-am spus, și vom pune puțin accent pe relațiile toxice, cum să le identificăm, ce reprezintă o relație toxică și, bineînțeles, pentru că ea este nocivă pentru noi, cum putem să ieșim dintr-o relație toxică. Alături de mine în platou îi am pe Beatrice Năchescu, psihoterapeut, fondator Viața la Prezent, o știți deja și mă bucur că este iar la noi în platou. Bună seara, Beatrice! Bună seara, Loredana! Bună seara tuturor! Și în premieră, în platoul sub lupă, este Alexandru Marinca, trainer, speaker și personal coach. Bună seara! Bună seara, Loredana! O să îmi îndrept privirea asupra ta, Beatrice, pe principiul ladies first, să-mi spui ce reprezintă, sau mai bine zis, ce ar trebui să reprezinte familia în societatea actuală. Wow, familia. Exact. Într-adevăr, ar trebui să reprezinte, da, celula de siguranță în care partenerii găsesc încrederea și susținerea reciprocă. În ziua de astăzi știm foarte bine ce se întâmplă. Viața a devenit o luptă permanentă. Competiția se promovează cu prioritate. Întâlnim competiție peste tot. Întâlnim la piață, întâlnim în trafic, la servici, în business, peste tot. Și cu toate astea, familia este cea care ar trebui să ne ofere oaza de liniște și confort. Nu în toate familiile, din păcate, se petrec astfel de lucruri, dar într-o familie armonioasă, bazată pe valori morale, lucrurile ar trebui să stea în acest fel. Asta nu înseamnă că lucrurile sensibile, momentele sensibile, nu există și în astfel de familie, dar partenerii sunt mult mai deschiși, sunt mult mai convinși că pot găsi relații armonioase și totodată sunt deschiși la negociere. Nu merg pe bremiza, îți arăt eu cine are dreptate, orgoliile n-au ce căuta într-o astfel de familie. Așa ar trebui, într-adevăr. Așa ar trebui, da. Ce, Alex, ce reprezintă o relație și ce beneficii aduce ea pentru noi? Pentru că, indiferent că suntem într-o familie, e vorba de un cuplu căsătorit sau pur și simplu o relație de prietenie, ce reprezintă această relație? Și ce presupune, mai bine zis? În primul rând, în societatea actuală există o idee și anume că trebuie să ne căutăm jumătatea și pornind de la ideea asta, există deja de la început o preconcepție că nu ești un întreg și atunci, într-un fel sau altul, trebuie să cauți pe cineva care să creezi, cu care să creezi acest întreg. Și o relație, din perspectiva mea și nu numai, a multor altora, este ține de două părți care sunt deja un întreg și care sunt independente și care au propria lor evoluție, propria lor viață și care caută să potențeze, să spunem, să se potențeze fiecare pe fiecare printr-o relație. Cred că
o relație, în primul rând, ar trebui să fie această înțelegere, acest parteneriat între cele două părți, în care fiecare să se susțină sau să-l susțină pe celălalt necondiționat în propria sa evoluție. Fiecare trebuie să fie independent, să fie deschis în a crește, a evolua, să dezvolta și, în același timp, cum spuneam, să aibă această dorință de a-l susține pe celălalt necondiționat în evoluția sa. Atunci, cred că asta ar trebui să ofere o relație sănătoasă și o relație în general. Susținere și înțelegere și evoluție în același timp. Foarte interesant, mai ales faptul că ne-ai zis că e vorba de două persoane complete care se ajută să se dezvolte reciproc și nu e vorba de jumătăți, așa exact. Cum știam, și mai ales de persoane care cred că sunt mulți care cred că undeva în lumea asta se află jumătatea lor perfectă și trebuie să o găsească fix pe acea persoană, acel bărbat sau acea femeie. Ceea ce cred că aduce la o mare frustrare și nemulțumire, nefericire, când vezi că ceva ăla nu e acolo și lipsește. Spune-mi, Beatrice, știm că în viață atragem anumiți oameni. Este și vorba aceea, cine se aseamănă, se adună. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Și mai ales în relațiile amoroase, mă refer. Îi atragem pe cei care seamănă cu noi? Citeam undeva că noi suntem atât de egoiști ca indivizi, încât noi încercăm să ne alegem un partener care seamănă cât mai mult cu noi, fizic și toate caracteristicile să fie exact ale noastre. Este adevărat, dărâmi acest mit? Nu este neapărat vorba de egoism. Pur și simplu e vorba de o lege, da? Și legea rezonanței, în sensul cine se aseamănă, se adună. Oamenii pe care îi întâlnim în viața noastră nu sunt deloc întâmplători. Practic, ei sunt oglinzile noastre. Reflectăm în ei ceea ce ne place și ceea ce nu ne place la noi. Mai mult decât atât, acești oameni vin cu un mesaj. E ceva ceea ce trebuie să armonizezi în interiorul tău și să mergi la următorul nivel. Acum depinde foarte tare de fiecare cât este dispus să meargă la următorul nivel. Atunci când îi alegem pe parteneri, îi alegem fie după un model de relație pe care l-am împrumutat de la părinți, de la bunici, de la cei care ne-au crescut, fie vorba de niște frici, frica de abandon sau frica de singurătate, sau pur și simplu sunt niște convingeri adânc înrădăcinate în subconștientul persoanei respective că nu merită să fie iubit sau iubită, nu merită să fie fericit sau fericită. Practic, ce se întâmplă când atragem aceste persoane? Cum spuneam, sunt oglinzile noastre. Ne reflectă ceea ce nu ne place la noi. Ne reflectă ceea ce trebuie să armonizăm în interiorul nostru. Cu adevărat, nu Dumnezeu și nu conștiința superioară ne pedepsește ca să stăm într-o astfel de relație, ci pur și simplu sunt semnale, da, că trebuie să mergem la următorul nivel. Dar pentru asta trebuie să înțelegem că și să acceptăm în primul rând că mai sunt aspecte, da, intrinseci pe care trebuie să le rezolvăm și apoi, da, să procedăm mai departe, da, în căutarea partenerului. De ce este important acest lucru? Este foarte important pentru că dacă îți dorești o relație autentică, nu poți să o ai până nu rezolvi acele aspecte interioare. Pentru că stând într-o relație toxică, datorită acestor frici, da, frica de singurătate, frica de abandon, da, nu poți să mergi mai departe. Aceste frici te împiedică să ieși din această relație. Și atunci, de asta spuneam, este nevoie să mergi la următorul nivel. Asta este, de fapt, și scopul unei astfel de relații. Da? Pentru că am venit aici ca să evoluăm. Și, practic, ce spune conștiința superioară și ce așteaptă de la noi? Să evoluăm. Practic, fiecare situație, fiecare experiență de viață este o lecție de viață care ne dă oportunitatea să evoluăm. Atunci când el și ea se întâlnesc, apar parcă așa floricele și nimioare de jur împrejur. Totul este frumos, este splendid. El îi deschide ușa la mașină, vine cu buchetul de flori, genunchii tremură. Sunt așa foarte entuziasmați unul de celălalt. Pornesc la drum în relație de mână, se iubesc și au visuri și gânduri frumoase. Ce se întâmplă? Ce se schimbă? Cum de ajunge o relație frumoasă, că toate relațiile sunt frumoase, că altfel dacă nu te simți bine lângă omul celălalt, nu pornești într-o relație cu el, evident. Ce se întâmplă pe parcurs? Cum de ceva frumos, așa magic și splendid ajunge să fie o relație toxică? O să dau o veste un pic mai puțin bună, să spun. Și anume faptul că relațiile frumoase care ajung să se transforme în relații toxice
chiar de la început au undeva în interior sămânța pentru o posibilă relație toxică, care va, este, sunt șanse foarte mari să ajungă să devină o relație toxică. Deci ele deja au această sămânță. De unde vine sămânța asta? Da, sunt curioasă. Ok. Ce facem? Când suntem noi pe piață, așa, suntem gata să intrăm în niște între relație sau suntem pregătiți să intrăm într-o relație, majoritatea își pune o anumită mască, da? Își pune, joacă un rol. Ok, vreau să fiu persoana perfectă, să atrag partenerul perfect și atunci ascundem într-un fel acele, eu știu, lucruri pe care ni le dorim, tipare, frici, limite pe care le avem acolo, defectele, să spunem, pe care le cărăm cu noi de undeva din spate, sub masca asta persoanei perfecte pe care căutăm să o jucăm. Același lucru se întâmplă și din partea cealaltă. Și cele două măști ajung să se întâlnească, se plac cele două măști, wow, este extraordinar, iată, persoana perfectă îmi deschide ușa, îmi completează frazele și așa mai departe. Și totul pare minunat. Până la un punct când necesită un efort destul de mare să susții masca asta sau măștile astea. Și cei doi intră în relație, la început susțin măștile și sunt în felul ăsta, numai că la un moment dat, când ajungi să locuiești cu persoana respectivă și ușor, ușor te relaxezi, măștile alea cad. Și poate ați auzit povestea asta și anume, după o anumită perioadă vine cineva și îți spune, sau în relație se aud cuvintele de genul: știi, parcă nu te mai recunosc, parcă nu ești persoana, erai altcineva, nu știu, parcă ești o altă persoană. Într-adevăr este o altă persoană, pentru că masca aia a căzut și în realitate ceea ce ajunge să rămână în relație este de fapt persoana autentică, cea care are și care cu ea toate acele lucruri pe care le aduce în relație. Și atunci mă întorc la ceea ce spuneam la început, sunt aceste semințe pe care dacă tu nu lucrezi cu ele, nu le rezolvi, nu cauți să lucrezi cu ele și le ascunzi sub o mască și nu ești autentic atunci când începe o relație, atunci ele sunt o sămânță, cum spuneam, pentru o potențială relație toxică. Voi interacționați destul de mult cu oameni, mai ales cupluri. Cum stă cumva statistic, mă gândesc acum? Sunt mai mulți cei care sunt autentici? Uite, mă, ăsta sunt și asta ai? Sau mai degrabă se ascund după o mască? Care ar fi ponderea? Sunt mai mulți cei autentici sau mai mulți cei care se ascund după mască? O să răspund eu. Te rog. Atunci, în general, oamenii creează niște măști pentru că le este teamă să fie autentici, să se uite în oglindă, să spună ok, dacă sunt brutal de onest cu mine, astea sunt lucrurile pe care le-am de schimbat, lucrurile care nu funcționează sau chiar nici nu știu ce au de schimbat, nu știu foarte clar ce se întâmplă acolo și ar avea de schimbat. Și atunci, mulți poate cred că sunt autentici, că așa sunt eu, ăsta sunt eu, ăsta este felul meu de a fi, când în realitate este de fapt tot o mască pe care o pune de a acoperi câteva lucruri. Și atunci există oamenii cei care au pornit deja poate în acest proces de schimbare, de transformare, de dezvoltare și atunci au curajul să stea față în față cu ei. Ce înseamnă acest curaj de a fi autentic? Să-ți accepti și plusurile și minusurile. Și să-ți accepti faptul că minusurile lucrezi la ele, plusurile ok să le potențezi și cu asta să ai curajul să le pui pe masă într-o relație. Ca cei care ajung să te cunoască, să te cunoască pentru ambele părți și faptul că tu lucrezi cu acele minusuri. Așa că sunt ambele părți, dar în general cei care deja lucrează cu ei au această posibilitate sau această dorință de a fi cu adevărat autentic și a pune ambele părți pe masă. Asta este bine, trendul este bun. Am citit recent, săptămâna asta chiar, total întâmplător, dar mi s-a părut foarte util să aduc în discuție în emisiunea din această seară un caz. O fată a scris un mesaj, era destul de supărată și tulburată, l-a scris pe Facebook cerând ajutor. Este anonim, nu dăm nume sau nimic, dar aș vrea să vă citesc două, trei caracteristici din caz și să-mi spuneți dacă această fată se regăsește într-o relație toxică sau nu, ca să putem să identificăm și împreună aș vrea să urmărim textul. Sunt într-o relație la distanță de 3 ani cu un băiat de 24 de ani, eu am 21 de ani. În ultimii 2 ani eu mă duc câte 2 săptămâni pe lună la el acasă unde stă cu familia. De fiecare dată când merg, el mă ignoră, își face de lucru, merge la sală, spune că e obosit și nu mă mai alintă deloc. Nu are subiecte de discuție cu mine, în schimb cu prietenii și cu familia nu are epuizat discuțiile. De câteva luni am încercat să discut cu el și mereu ne certăm. Mă înjură, mă blochează pe Facebook și îmi spune să nu-l mai caut. Eu îl iubesc mult și nu-mi văd viața fără el. Mereu ne-am împăcat la insistențele mele, dar nimic nu s-a schimbat în comportamentul lui. Este distant. Nu este genul să mă înșele, știu că mă iubește în felul lui, dar eu nu mai pot așa. Ce să fac? Beatrice? Ce să fac? Să ia decizia cea mai bună pentru ea. Și anume? Iar
În primul rând trebuie ea să decidă. Este foarte greu să-i spui unui om, despartă-te. Această decizie este foarte profundă. Mai ales că sunt sentimente puternice. Mai ales că sunt sentimente puternice. Și atunci ea trebuie să conștientizeze în primul rând, da, minusurile și plusurile de care spuneam mai devreme. Și în primul rând ar trebui să facă un exercițiu de imaginație. Cum s-ar vedea lângă acest băiat peste 5 ani? Și ar merita și peste 5 ani să toată perioada asta să stea și să sufere în această manieră în care ea suferă acum în momentul de față? În plus de asta, trebuie să aibă în vedere că, spuneam mai devreme, da? Poate să fie o relație care o ajută să conștientizeze anumite lucruri, da? Și în momentul în care conștientizează și armonizează acele aspecte interioare, cu siguranță universul are ceva pregătit mai bun pentru ea. Doar că ea trebuie să aibă curajul să se întrebe ce am eu de rezolvat cu mine. Cu siguranță vorbim de o relație toxică în cazul de față, pentru că o relație armonioasă, o relație autentică nu presupune în niciun caz lacrimi. Înseamnă o relație autentică, o relație sănătoasă înseamnă comunicare, înțelegere, susținere, apreciere, validare. Ceea ce nu este cazul, da? În cazul acestei tinere. Da? Iată ce trebuie să facă ea. Să aibă curajul să ia o decizie, să aibă curajul să se întoarcă spre ea și să se întrebe ce îmi doresc eu de la viața mea și ce îmi doresc eu de la un partener. Și atunci, pornind de la aceste aspecte, da, cu siguranță ea va ajunge la acea decizie care este benefică pentru ea. Relațiile toxice clar au niște caracteristici. Tu ne-ai zis câteva caracteristici ale unei relații armonioase, frumoase, sănătoase. Aș vrea să urmărim împreună câteva caracteristici, după care să le discutăm, să-ți spuneți dacă sunt mai multe de atât, la ce să fim atenți, dacă acestea pe care eu vi le zic sunt reale. Și, bineînțeles, urmează și alte întrebări, așa că aș vrea să le citim împreună. Partenerul intră într-o zonă de prietenie. Aceasta ar fi prima caracteristică. O să apară imediat pe ecran, o să le vedeți și dumneavoastră. Unul dintre parteneri se implică mai mult decât celălalt. Unul din parteneri este dependent de celălalt, fie emoțional, fie financiar, sau mai sunt și alte dependențe. Unul din parteneri cere părerea persoanelor din exterior mai degrabă decât să discute cu partenerul său. Problemele partenerului devin problemele tale și șantajul și certurile în care se aruncă vina. Sunt acestea caracteristici ale relațiilor toxice? Mai sunt și alte lucruri la care să fim atenți ca să putem să identificăm o relație toxică, să ne dăm seama dacă ne aflăm în una sau nu? Să răspund. În primul rând, toxicitatea vine din ceea ce aduci în relație. Cu siguranță că fiecare dintre lucrurile pe care le-ai menționat mai devreme duc către o formă de toxicitate în relație. Însă, important, ele sunt destul de personalizate, să spunem așa, foarte la obiect spuse, însă eu vreau să merg un pic mai la general și să cuprindem, de fapt, cam ce ar însemna, de fapt, o relație toxică, pentru că fiecare din aceste lucruri, cum spuneam, duc către acea zonă. Dar, în realitate, ceea ce aducem în relație, într-o relație care ajunge să fie toxică, sunt acele nevoi pe care le avem. Poate sunt lucruri pe care ni le-am dorit de-a lungul timpului, din copilărie, din relațiile cu părinții, lucruri pe care acum le căutăm într-un fel într-o relație și poate le și găsim sub o anumită formă în relație. Și faptul că le aducem aici în relație și ne atașăm sau găsim aici, teoretic, acele nevoi ne sunt îndeplinite, poate acele nevoi reprezintă un 5% din relație, dar 95% poate sunt toate celelalte lucruri care nu sunt ok într-o relație. Dar pentru că nu vrem să pierdem nici acele 5%, rămânem sau mulți rămân într-o relație acceptând ceilalți 95%. De asemenea, limite, frici, lucruri pe care la fel le aducem în relație și care tot așa vin din experiențele din trecut, din ce s-a întâmplat un pic în spate și, repet, tot ceea ce ai spus mai devreme fac parte din nevoi, limite, frici. Le aducem acolo, că atâta vreme cât ele vor fi acolo, sunt o posibilă sursă pentru o relație toxică. În cele enumerate un pic mai devreme, era aceea că partenerul discută lucrurile din relație cu alte persoane, fie membrii ai familiei, fie prieteni, își varsă supărarea și cer un sfat din exterior. Îmi spunea cineva destul de recent că nu recomandă absolut deloc
ca unul dintre cei doi parteneri, de fapt niciunul dintre cei doi parteneri, să nu discute cu persoane din exterior nici lucruri bune și nici lucruri rele. Ok, la lucrurile rele mă gândeam, da, într-adevăr, te cerți cu el acum, zici altora, ia prin ciudă pe el, cu toate că voi vă împăcați. Familia, de exemplu, normal, ține fiecare copilul său. Dar de ce să nu spui și lucruri bune? Sunteți de acord cu ideea asta? Să nu, de exemplu, el să nu o laude pe ea că gătește bine, că spală bine, ține casa, eu știu, ea să nu o laude pe el că e descurcăreț și aduce bani în casă și e punctual și, nu știu, face lucrurile, se poate baza pe el în orice moment. De ce n-ar spune asta? Până la o limită, cred că e bine să spunem lucrurile din casă, dar după acea limită ar fi benefic, da, care pentru familie. Da. Cred că limita ține de fiecare dintre noi și de fiecare partener. Dacă avem în vedere niște parteneri extroverți, da, care ei oricum comunică foarte ușor cu ceilalți, stabilesc relații interpersonale și efectiv se simt bine, da, se identifică cu ceilalți, da, identifică în sensul că îi face plăcere să-și expună partenera și să o aprecieze în această modalitate, validând-o fața celorlalți, până la un anumit nivel de care spuneam, da. În cazul partenerilor extroverți, da, este ok. În cazul partenerilor introverți, da, care sunt ei doar cu ei, da, și observă această oază, da, în care sunt, se simt confortabil, dar dincolo de această oază nu se mai simt confortabil, atunci în cazul lor, da, limita este mult mai, pragul este mult mai, mai jos. Este adevărat că pot interveni și, și invidii, pentru că, din păcate, suntem oameni. Iar invidia, din nefericire, o întâlnim la tot pasul, așa cum spuneam și de competiție mai devreme, și invidia, da, face parte din trăsăturile mai puțin plăcute negative pe care o întâlnim frecvent, chiar și în cercurile de prieteni. Și atunci este bine să păstrăm, da, în funcție de personalitatea fiecăruia dintre noi, da, această limită ca să protejeze familia și membrii familiei. Este ok? Da. Un alt argument este că dacă tot îți lauzi soția sau tot îți lauzi soțul față de prietenii sau prietenele tale, ajung să-l dorească. Ajung să-l vrea. Exact. Pe de o parte că doresc și gândește-te că poate interveni și invidia din partea soțiilor, în sensul, da, că ia uite cât o apreciază și cât o susține în prezența noastră și tu ce faci? Da, acasă, exact. Și tu nu faci lucrul ăsta? Și pot interveni altfel, alte discuții care nu și-au rostul, bineînțeles. Bine, asta depinde și foarte tare de spiritul de glumă și simțul umorului, da. Și așa mai departe. Am identificat câteva caracteristici ale relațiilor toxice și ne dăm seama că nu ne fac bine. Evident, pe termen lung o relație toxică te intoxică. Ce anume îi determină pe oameni totuși să rămână acolo? Să nu se întoarcă și să plece, să spună, știi ceva, te salut din mers, atât. Eu nu accept în viața mea atâta negativism, atâta toxicitate. Eu vreau să fie armonie și frumos. Ce îi determină pe oameni să rămână? Ce se întâmplă? Ce îi blochează? Ce îi ține pe loc? Îi determină frica. Frica de singurătate și frica de abandon. Acestea sunt două frici care sunt cel mai frecvent întâlnite în relațiile toxice. Pentru aceste frici, partenerii rămân și preferă să rămână în relații toxice. Și am să spun și un secret. Rămân. De ce rămân? Pentru că din două frici, una mai mare și una mai mică, o alegi pe cea mai mică. Și în cazul unei abandon, de exemplu, da? Acest abandon, persoana respectivă l-a trăit în copilărie. Este o frică, da? Pe care o poartă, da? În rucsacul lui, da? Mult, de mult timp. Ce se întâmplă cu această frică? Este o frică poate care nici măcar nu o mai conștientizează, nici măcar nu-și dă seama că o mai are. Dar ea este foarte profundă și se manifestă, da, în alegerile pe care le face, inclusiv în alegerea de a rămâne într-o astfel de relație toxică. Și ce înseamnă o relație toxică? Înseamnă neîmplinire, înseamnă abuz, da, și mă refer la abuz fizic, da, agresivitate verbală, fizică și așa mai departe, abuz emoțional, șantaj emoțional, da, multe alte lucruri, da, pe care ei aleg să, pentru care ei aleg să rămână din această frică de abandon. Și am să vorbesc puțin de frica de abandon în contextul ceea ce înseamnă la nivel emoțional. Spuneam că ea a fost întâlnită prima dată în copilărie și nu doar că a fost abandonată într-un orfelinat. Frica de abandon intervine chiar și în cazul unui deces, intervine în cazul unui separări, chiar și pe calea amiabilă, a unui divorț. În momentul în care părintele pleacă de lângă copil, copilul o resimte ca un abandon. Poți să te întreb ceva? Te rog. Este valabil și la părinții care pleacă în străinătate să lucreze? Da, din păcate. Chiar dacă nu
Din păcate, da, și îți spun și de ce. Gândește-te că noi, da, provenim dintr-o mamă și un tată. Și genetic preluăm de la fiecare anumite trăsături, anumite gene. Când în ecuația copilului nu se regăsește prezența ambilor părinți, da, el o resimte ca un abandon. Indiferent, cum spuneam, că e vorba de separare, că pleacă în străinătate ca să muncească, indiferent că e vorba de un deces sau un divorț. Copilul, mai mult decât atâta, își însușește acest abandon, se consideră vinovat de plecarea celui părinte. Dar tot atât de adevărat este faptul că în situația, atunci ca părinte, ai două variante, stai acasă și nu ai ce ai să-i dai copilul de mâncare, dar sub nicio formă nu găsești resursele necesare și stai și te întrebi, e ok, ce fac, plec și îl ajut mai departe să-și continue studiile sau rămân lângă el? Care sunt secherele mai grave? Acelea de a-l priva de prezența ta ca părinte sau acelea de a-l priva, nu știu, de niște jucării? Sau... Bună observație! Da, vezi, ne întoarcem la cele două rele. Da? Din cauza acestui rău, al răului de abandon, el preferă să stea într-o relație toxică pentru că a fost atât de profundă, nu, pentru că nu mai vrea să treacă prin acea traumă emoțională pe care a resimțit-o atunci când s-a întâmplat acel abandon la nivel de, în copilăria lui. Iată, ți-am și răspuns în această manieră, da? Poate e mai bine câteodată să-i privăm de jucării sau alte lucruri, da? Și să nu-l determinăm să aibă această suferință interioară foarte profundă, care se răsprânge mai târziu în relațiile lui afective și interpersonale. Mi-ai spus câteva lucruri, aș vrea să mai... Am mai găsit eu și aș vrea să urmărim câteva motive de ce nu se despart oamenii și după aceea o să îmi îndrept atenția asupra ta, Alex. Haideți să urmărim împreună câteva motive de ce oamenii rămân totuși în relații toxice. Crezi că nu mai există niciun alt om pe lume pentru tine. Un alt motiv este că îți asumi rolul de salvator. Te simți lipsit de importanță și valoare. De asemenea, te gândești la rușine. Oare ce va spune lumea, vecinul, prietenul? Teama, în același timp, că tiparul se poate repeta cu absolut toți partenerii pe care îi ai. Și atunci, de ce să renunți la el și să mai ai același eșec cu mai mulți, când mai bine rămâi aici și știi că asta a fost și... Oricum, pe vremuri, oamenii rămâneau. O călca în picioare, o bătea ce-i făcea, nu mai conta. Rămânea acolo, gata, de rușine, de teamă, de toate. Ai vorbit de frica de abandon. Mai este și frica de singurătate. Ai menționat-o tu. Cum apare această frică de singurătate și cum putem să o depășim? Pentru că până la urmă asta este, rămân singur. Am fost dependent emoțional, financiar. Vorbesc acum în cazul unei femei. Am fost dependentă financiar, emoțional. Nu-mi văd lumea fără el. Totul avea sens cu el lângă mine. Nu-mi face bine relația cu el. Dar totuși mi-e frică să rămân singură. E mai bine să fiu lângă cineva, chiar dacă îmi face rău, decât singură. Cum apare și cum depășim frica asta? Da, de fapt, teama de singurătate este strâns legată de partea aia de teama de abandon. Poate fi chiar o continuare. Da, ok, abandonul după care rămâi singur. Ești abandonat și rămâi singur. Și atunci ele se completează într-un fel, la un anumit nivel. Dacă e să o luăm așa, strict vorbind, teama de singurătate e de fapt doar o poveste pe care ne-o spunem nouă. De ce? Că practic nu rămânem singuri. Ok? Nu rămânem singuri pe o insulă pustie. Exact. Deci practic suntem oameni, sunt în jurul nostru, poate familie, prieteni, cunoștințe, oameni de pe stradă. Deci practic nu rămânem singuri ca și idee de a rămâne singur. Însă partea de cu ideea de teama de singurătate vine, exact cum spunea și Beatrice, de undeva din spate, din copilărie în general, relația cu părinții, exact cum spunea și ea, toate acele forme de abandon care sunt percepute ca un abandon și percepute și la următorul nivel ca fiind singur, am rămas singur. Și atunci lucrul ăsta creează o suferință undeva acolo în interior. Și atunci cei care ajung în situația de a fi într-o relație toxică pun în balanță cele două lucruri. Să simt din nou acea suferință a singurătății pe care am simțit-o și pe care n-aș mai vrea să o mai simt. Sau aleg varianta unei relații toxice în care, ok, pot să trec peste niște lucruri, dar acea suferință nu este poate atât de puternică. Și mulți fac un compromis și rămân în varianta de relație toxică pentru a nu suferi. Și, ok, și ce trebuie să faci concret într-o astfel de situație? Da. Practic sunt câțiva pași pe care oricine poate face. În primul rând trebuie să accepți că, într-adevăr,
ai această teamă, pentru că mulți nu acceptă. Nu acceptă. Trebuie să accepți, da, mi-este teamă că voi rămâne singură și că voi pierde, eu știu ce lucruri sunt de pierdut din această, în această situație. Apoi trebuie să decizi că vrei să faci ceva concret în direcția asta. Ok, domnule, am această teamă și decid să fac ceva, pentru că, la fel, sunt foarte puțini care și vor să facă ceva în direcția asta. Doar rămân acolo, se plâng și lucrurile rămân doar în acea situație. Apoi să dai seama, de fapt, de unde vine, că nu este, de fapt, despre, cum spuneam mai devreme, teama de singurătate în sine, de a rămâne singur, practic, ci vine de undeva din spate, dintr-o altă zonă, și atunci a lucra cu această teamă de singurătate nu este neapărat doar aici la singurătatea asta, că trebuie să te înconjori cu oamenii în jurul tău, ci trebuie să lucrezi, de fapt, cu partea cealaltă. Și aici intervine acea înțelegere că poate ai nevoie de cineva care să te ajute în acest proces. Poți să o faci și singur, dar trebuie să te apuci să studiezi, să înveți, o poți face singur, însă dacă reușești să aduci pe cineva care să te ajute, un terapeut, un coach, cineva care să poată să te ghideze în acest proces, atunci lucrurile pot fi un pic mai rapide, poți să rezolvi lucrurile un pic mai rapid. Și apoi, ceea ce poți să faci, un pas este să schimbi relația cu frica. Pentru că frica este un baubau așa mare, pe care îl avem undeva acolo în interior, însă sunt câteva lucruri pe care le poți face concret acum lucrând cu partea asta a fricii. Deci, o parte a lucrurilor este cu trecutul și cu ce ai de lucrat la rădăcină, să spunem, și apoi și cu simptomele și zona aceasta. Și câteva dintre lucrurile pe care le poți face, în primul rând, dau așa două, trei lucruri, sunt mai multe și asta este, să spunem, când lucrezi cu cineva, de fapt, astea sunt și părțile pe care le faci. Unul dintre ele este, de exemplu, să personifici teama, adică să-i dai o formă, să poți să interacționezi cu teama, să poți să, repet, dacă e ceva așa, doar la nivel de concept, o idee, un baubau undeva întuneric pe care, cu care nu poți să ai niciun fel de relație, întotdeauna îți va fi frică de frica asta, să stai față în față cu ea, să negociezi într-un fel cu frica. Și o formă prin care o faci, este pur și simplu să decizi, să-i dai o formă, așa cum îți apare ție, poate fi o persoană, poate să fie ceva. Și chiar un lucru foarte interesant, am lucrat la un moment dat cu cineva care avea o teamă, o formă de teamă, nu era neapărat cea de singurătate, o altă formă, și este un mod în care se lucrează. Și chiar dimineața făcea două cafele și s-a așezat la masă cu teama. Și pur și simplu spunea o cafea în fața ei, o cafea în fața temerii imaginare, ca și cum ar fi o persoană, și avea o discuție. În momentul în care încep să discuți, să negociezi, teama nu mai este așa ceva foarte speriat, ci e ceva cu care poți să discuți, să negociezi, să te înțelegi, să te înțeleagă, și atunci poți să începi să faci ceva în acea direcție. Așa că ăsta e așa un exemplu concret cu ce se poate lucra. Sunt multe alte forme de genul ăsta în care să interacționezi, să schimbi relația cu frica, de fapt. Am înțeles. Spuneam un pic mai devreme despre copii, Beatrice, și știu un caz concret în care el o înșela, a și bătut-o de vreo două ori și ea se gândea, copilul meu ar trebui să crească alături de mamă și de tată. Pentru copilul meu, niciun alt bărbat nu o să fie tată, așa cum este tatăl lui. Și a stat în această relație, nu a fost fericită, dar a stat de dragul copilului. Spune-mi, copiii sunt o motivație destul de puternică? A luat o decizie bună de a rămâne într-o relație toxică în care era nefericită doar pentru că și-a dorit ca copilul când venea acasă să spună mami și tati? Iar eu am să te întreb, dacă ai avut ocazia să vezi această poveste mai departe, crezi mai departe, copilul a fost fericit la rândul lui? Pentru că ce se întâmplă? Noi preluăm, numai că simte, exact. Și noi preluăm modele de relație de care spuneam. În momentul în care mama a luat această decizie, uneori e ușor și mintea ne păcălește foarte, foarte bine să credem că luăm decizia pentru binele superior al copilului. Dar depinde foarte tare dacă într-adevăr aceasta este adevărata motivație și nu se ascund în spate alte frici de care spuneam mai devreme. Pentru că e mult mai ușor să dau vina pe copil și să spun e pentru binele superior al copilului decât să-mi asum eu acele frici. Mai mult decât atât, spuneam că noi învățăm prin ceea ce suntem pe copiii noștri. Noi suntem modele. Cele mai importante modele suntem noi, părinții. În momentul în care avem această atitudine, indiferent că îi arătăm copilului bucurie, că eu sunt fericită în relație, nu numai că simte, dar el ce va face? Va prelua acest model. Și am să-ți dau un exemplu concret, ca să înțelegi exact despre ce vorbesc. Am întâlnit de-a lungul experiențele mele, tot așa, o doamnă care avea un exemplu similar, avea o situație similară.
Era într-un moment al vieții în care nu mai știa ce să facă cu fetița ei, fetița ei care de fapt era o tânără la facultate și care intra în relații toxice și datorită cărora starea ei de sănătate se agravase foarte tare. La un moment dat mama a vrut să intervină, la fel părinții au vrut să intervină și să spună că copilul să înceteze aceste relații pentru că nu sunt în favoarea ei. Numai că ea, copil, a spus, este viața mea și fac ce vreau cu ea. Vă rog, nu interveniți, că dacă nu rup relațiile cu voi. Am rugat-o să-mi povestească pe mamă povestea ei. Și ce crezi că mi-a spus Loredana? Că a fost fericită? Că a știut să se bucure de viață, de prezent? Nu. Toată viața se sacrificase. Se sacrificase pentru familie, pentru familie extinsă, pentru prieteni, poate cu unii nici măcar nu mai ținea legătura de foarte mult timp, dar cu toate astea ea s-a sacrificat pentru ei, pentru toată lumea din jurul ei se sacrificase și uitase să se bucure de viață, să se pună, da, și ea pe primul plan în viața ei. Ce model crezi tu că a preluat fata de la ea? Modelul sacrificiului. Ce făcea fata de fapt? Și ea la rândul ei se sacrifica în relațiile cu băieții cu care avea o relație. Pentru că ea nu știa să facă altfel. Nu văzuse altfel. Ceea ce văzuse la mamă i s-a părut un adevăr absolut. Nu și-a imaginat că ar putea să fie altfel. Nu și-a imaginat că partenerii ar putea să vină și să se poarte frumos cu ea, să-i ofere atenție, susținere, încredere. Da? Ea nu văzuse toate lucrurile astea și ca atare, ce făcea? Preluase modelul mamei și mai departe o luase ca un adevăr absolut în relația pe care ea l-avea. Iată de ce este foarte greu să punem și să dăm un răspuns dacă este bine sau nu în cazul acestei mame. Cu adevărat, ea trebuie să fie suficient de sinceră cu ea și să se întrebe: eu rămân pentru fricile mele sau pentru copilul meu? Pentru că știi ce se întâmplă? E posibil ca peste 20 de ani, ghici, ce să facă copilul? Să aibă același lucru. Și te întrebi, merită? Merită să vadă acest lucru și să se comporte, pentru că el, copilul, nici măcar nu conștientizează că va face exact și se va identifica unul dintre părinți, poate să fie abuzatorul sau poate să fie victima. N-ai de unde să știi cu care se identifică copilul. Și atunci merită într-adevăr să riști acest lucru și să-i rupi posibilitatea copilului să aleagă. Dar pentru că noi nu știm toate detaliile acestei povești în spate, Este foarte greu să spunem dacă a făcut bine sau nu a făcut bine. Cu siguranță este foarte, foarte greu să pui capăt unei relații toxice. Cred că primul lucru foarte greu este să-ți dai seama, să conștientizezi că ești într-o relație toxică. După aceea să iei decizia să te desparți, cred că e sfâșietor. Toate fricile, toate lucrurile se învârt în jurul tău. Alex, spune-mi, te rog, cum faci, cum ar putea să facă, ce sfat ai da cuiva pentru a rupe o relație, pentru a ieși dintr-o relație toxică? Care sunt niște pași pe care ar trebui să-i urmeze? Da, sunt... Până la urmă este tot o decizie pe care trebuie să ți-o asumi. Că despre asta este vorba. Cei care sunt în o situație de genul ăsta nu sunt gata să-și asume consecințele. Și atunci, întotdeauna, seamănă cu ceea ce am discutat despre frici. În primul rând trebuie să accepți că ești, cum spuneai și tu, într-o relație toxică, apoi să decizi că vrei să faci ceva în această direcție. Ok, sunt într-o relație și vreau să schimb ceva, să se întâmple ceva în această direcție. Apoi trebuie să vezi care sunt pașii. Ori, să repet, să faci tu singur, să înveți cum să faci treaba asta și se poate, dar îți ia un pic mai mult timp, sau cauți pe cineva care se poate să-ți dea o mână de ajutor în această direcție, să vezi concret ce e de făcut. Apoi cred că trebuie să ai curajul să stai față în față cu partenerul și să decizi până la urmă ce e de făcut. Eu nu sunt adeptul, ok, lucrurile sunt într-un anumit fel, gata, am încheiat. Cred că trebuie să vezi toate opțiunile, să ai toate opțiunile și ceea ce primești ca feedback de la partenerul tău să fie de fapt declanșatorul sau pasul sau ceea ce să iei ca să poți să iei o anumită decizie. Pentru că de multe ori poate sunt doar anumite lucruri pe care noi le vedem, le observăm în relație, dar dacă nu ai o discuție cu persoana respectivă, cu partenerul și pe bune să stai față în față, să stai de vorbă, este și situația în care partenerul nu e dispus să aibă această discuție. Și atunci, și ăla este un răspuns. Da, exact. Și atunci ăla este un răspuns. Până la urmă sunt câteva variante pe care le ai și pe care poți să le iei în această direcție. 1. Să ai această discuție cu partenerul și sunt și aici două variante. Una, ce facem? Mergem mai departe, găsim o cale de mijloc, reușim să facem niște pași împreună, să salvăm povestea asta.
E o variantă. Varianta a doua, stăm de vorbă și ne dăm seama că, de fapt, lucrurile nu mai pot să funcționeze și atunci fiecare merge pe direcția lui. Cea a treia variantă este cea în care partenerul decide că nu vrea să aibă această discuție, nu e deschis pentru o discuție. Și aici, la fel, ai două variante. Prima de variante este să te uiți să vezi, ok, sunt gata să-mi asum că viața mea va arăta la fel dacă voi continua această relație și să-mi asum consecințele, să nu mai îmi plâng de milă, că asta este, pentru că este decizia mea, sau să decid să ies din această relație, să-mi asum consecințele, să fiu gata să lucrez cu mine după acest moment și poate și în timpul acestui moment și să-mi asum consecințele și să trăiesc până la urmă viața pe care cu adevărat mi-o doresc. Iubirea de sine, cred că este un punct cheie ăsta. Cum ar trebui privită? În primul rând, este bine să cultivăm această iubire de sine și spune-mi cum ar putea fi privită, pentru că unii oameni ar putea spune, ok, ești foarte egoist dacă tu te gândești la tine, te iubești pe tine și nu te gândești la ceilalți. Iar alții vor spune, în primul rând, iubește-te pe tine și toate lucrurile din jurul tău se armonizează. Spune-mi puțin despre iubirea de sine. Iubirea de sine, într-adevăr, este o virtute sau ar trebui să fie o virtute și nici de cum un egoism. Ce înseamnă iubirea de sine ca fiind un egoism? Să-mi fie mie bine și după mine pot topul. Dar în momentul în care spui de iubirea de sine ca fiind o virtute, înseamnă să-mi fie mie bine ca să le fie celor din jurul meu bine. Dar, în primul rând, trebuie să înțelegem ce înseamnă iubirea de sine. Iubirea de sine înseamnă, în primul rând, să te accepți așa cum ești, cu bune și cu rele. În momentul în care te accepți, îți dai voie să te bucuri de ceea ce ești. În momentul în care te bucuri de ceea ce ești, îți permiți să fii fericit și să trăiești viața așa cum ți-o dorești. Ce înseamnă, de fapt, să nu te iubești pe tine? Înseamnă, efectiv, să fii tot timpul nemulțumit de tine. Nu-mi place cum arăt, nu-mi place ce spun, nu-mi place ceea ce am făcut. Aș fi putut să fac multe alte lucruri. E adevărat, uneori putem să facem multe alte lucruri, dar important este să nu regretăm, ci să învățăm din acele experiențe. Într-adevăr, iubirea de sine, asta este esența, să fie ca o virtute, ca să oferim din prea plinul nostru celor dragi nouă. Ok, punem punct relației și fie că divorțăm, fie că ne despărțim. Și ce urmează după aceea? Asta este întrebarea. Și aș vrea să urmărim tot așa un carton grafic în care am găsit eu niște informații și după aceea, Alex, să-mi spui cum putem să ne refacem, dar dacă ai putea în cuvinte puține, pentru că suntem chiar pe finalul emisiunii. Haideți să urmărim împreună cartonul grafic și să-l comentăm. În primul rând, când ești într-o relație sau divorțezi, caută ajutor, fie că e vorba de familie, prieteni sau chiar un specialist, ceea ce cred că e de recomandat ca un specialist să fie cel care te ajută. Recuperarea trebuie să fie prioritatea ta numărul 1. Înfruntă problemele, acceptă-le și depășește-le, în niciun caz nu te victimiza. Îmbunătățește-ți latura spirituală. Bineînțeles că trebuie să reiei controlul asupra vieții tale și nu este recomandată o relație nouă prea curând. Înconjoară-te de persoane care te iubesc și te respectă și, bineînțeles, cultivă-i copilului, dacă există acesta din relația anterioară, cultivă-i o imagine pozitivă asupra ambilor părinți. Te-ai rupt de relație pentru că ai vrut să-i fie bine, te-ai gândit și la copil, să nu vadă exemplul de care am vorbit mai devreme, dar nu arunca cu noroi în cel care a rămas, nu este bine nici așa. Deci, ce se întâmplă după despărțire? Lucrurile pe care le-am zis, spune-mi tu ce se mai poate face pentru a recâștiga încrederea în sine și a merge mai departe. Sunt și cele pe care le-ai spus. Ce vreau să spun foarte rapid. În primul rând, cred că trebuie să-ți lași un pic de timp. După o despărțire, să-ți lași un pic de timp, exact cum am spus, să nu intri într-o relație nouă, să fie timpul tău, să te reîntorci către tine, foarte important. Apoi, dacă este ceva de iertat, să nu te cerți, să te ierți în primul rând pentru eu știu ce s-a întâmplat, dacă sunt lucruri legate de tine, să nu te cerți, aoleu, ce am făcut, cum am făcut, foarte important să-ți acordi această iubire de sine, cum vorbeam mai devreme. Apoi să-ți dai voie să simți ce ai de simțit. Pentru că o despărțire, într-un fel sau altul, vine poate cu un pic de suferință, cu un pic de emoție pe care să ne dăm voie să o simțim, să nu o blocăm. E foarte important să-ți dai voie să simți ce de simțit și apoi să-ți asumi pașii și consecințele lor. Să fii, ok, astea sunt pașii pe care vreau să-i fac în continuare, împreună cu cei apropiați, cei care mă susțin, cu cineva care să te ghideze, să-mi asum consecințele. Și
Cred că cel care le cuprinde așa pe toate în toată povestea asta și e cel mai important, zic eu, este acela de a deveni cea mai importantă persoană din viața ta, exact ceea ce discutam mai devreme, să te pui pe tine pe primul loc în această perspectivă a oferi și celorlalți la cel mai înalt nivel ceea ce poți tu oferi. Îmi dai un răspuns fulger la următoarea întrebare? Frica te poate paraliza emoțional? Cu siguranță. Da, așa este. Și încă un lucru foarte scurt, în 30 de secunde, dacă poți să-mi zici, Beatrice, cum poți ști că următoarea mea relație nu va fi la fel ca cea anterioară? Cum poți ști că nu urmează un eșec? Ce garanție am? Garanție nu avem niciodată, dar poți să știi într-adevăr că nu va fi la fel dacă într-adevăr ai învățat ceva din experiența anterioară. Dacă ai învățat, cu siguranță nu vei repera experiența. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Mi-a făcut mare plăcere să port discuția cu voi. Și nouă. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Dacă n-ați apucat să distribuiți emisiunea până în acest moment, este timpul excelent pentru acest lucru. Distribuiți sau dați share emisiunii, vreau să ajungă în casele cât mai multor persoane. Ceea ce s-a discutat în această seară, cu siguranță, poate ajuta anumite femei, anumiți bărbați, care probabil se află într-o relație toxică. Știți ce urmează? Imediat acum la ora 21, da? Cornel Dărbășan cu știrea cea bună, așa că rămâneți pe Așteptare TV. Numai bine!